24-25 august sau ultimul weekend de vară. Cea mai fierbinte vară din ultimii 50 de ani se încheie sub cot portocaliu cu temperaturi de peste 40 de grade. Zilele acestea, giurgiuvenii au avut de suportat temperaturi de până la 49 de grade la soare și o secetă fără precedent. Așadar, vara lui 2012 se încheie înregistrându-se cele mai mari temperaturi din ultima jumătate de secol, urmând ca vremea să recapete valori normale, începând de marți, 28 august, cu temperaturi de 30-31 de grade Celsius și precipitații.